Bun. Și acum vezi că se ia acolo dele. Dacă poți. Oricum ăla are 2. Trebuie să-l bați instant. Ia și tu aia, măcar colectează-o. Până se bate ea între ei. Nu, așa cum ce să zic, nu mai ai tu bușul. Eventual pușează acolo în buș, dă-i în buș, ca să fugă la din buș. Ai, e lângă noi ăsta din buș. Hopa! Bun, showdown. Hopa! Nu mă la cred că mai e acolo. Nu mai e unul cu care ne luptăm noi acolo. Gata, l-am Bun, nenorocit. și mai e încă unul. Vezi suculețul? Oh, gata, și-ați câștigat. Forță! Gata! Ăla ai, Forță! bă. Plus 9 trofee. Locul 1! Mă, ăla-i! Asta da echipă, a ieșit super bine. Hai să ieșim de aici. Super, suntem pe plus. Natasha, sper că ești mândră de mine. Am dat acolo tot ce am putut ca să-ți fac trofee. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați like, share și subscribe și să dați follow pe Instagram-ul meu foxy.insta și pe houdini.insta și ne auzim ca de obicei data viitoare. Vă pup să aveți o zi minunată. Zile și tu ceva, Houdini. Pa, pa! Să aveți spor la școală, pa, pa! Un brawl box. Deschide repede. Wow! Oh, n-ai avut bulanel. Am încercat măcar. Pa, pa! Două tichete, papa. Două tichete, pa, pa! Tot e bine, papa. Salutare vulpițelor și vulpișorilor. Am revenit cu un nou episod alături de Houdini. Salutare vulpițelor și vulpișorilor, bine v-am regăsit! Ceea ce ați văzut anterior a fost un match de pe contul lui Natasha Alessia, care ne-a dat contul să facem opening. Dar s-a întâmplat o nefăcută, ca să zic așa. Tehnologia câteodată îți mai dă troll. Adică s-a salvat doar un minut din opening-ul ei. Asta e tot ce mai a rămas din opening. Și sunt supărată, îmi pare rău, Alessia. Și o să vă explicăm exact ce s-a întâmplat pe opening. Avea 32 de Brawl Box-uri, un B-Box și Mega Box-ul acesta de la 7000 de trofee. Și ne-am uitat noi aici la Brawlări, are 25 din 29 și șansele erau să-i pice legendară. Deci dacă ai picat ceva, ar fi fost legendară. Și ziceam noi, eu cu Houdini, băi, ori Sandy, ori Leon, ne-am fi dorit noi să-i dăm de la noi pentru ea. Dar cum v-am zis, nu s-a salvat, nu știu ce s-a întâmplat, câteodată pur și simplu se întâmplă chestii care neprevăzute. Și nu știu, asta este, măcar o să dăm câteva meciuri pe contul tău, Alessia, și sper să te bucuri totuși că măcar facem acest episod pe contul tău, chiar dacă nu s-a întâmplat să se vadă opening-ul. Tu ce spui, Houdini? Eu zic că ar trebui să câștigăm niște meciuri sau măcar să ieșim pe un loc bun, să mai primească câteva trofee acolo și ne pare rău că nu a ieșit opening-ul, dar asta e, cât spuneai, cât se mai întâmplă și chestii de genul. Cel mai interesant din opening-ul ei a fost că a picat într-o serie 8 gemuri. Da, deci au picat 8 gemuri. Deci ăsta a fost punctul ei forte al opening-ului. Și o să intru aici pe duo și o să mă pun cu Abit. Eșa! Pentru că îmi place AB și abia aștept să-l deblochez. Da, e super șmecher că rezistă mult și dă la distanță foarte mare. Ok, și m-am pus pe duo, sunt alături de Carl și am văzut acolo mai jos niște cutiuțe, o să mergem repede să le luăm noi înaintea altora, că trebuie să o facem pe Alessia mândră, păi nu? E adevărat. Să fie mândră de Foxy și de Houdini. Așa că rupeți cu toți acolo butonașul de like ca să nu mai fie Foxy supărată. Băi, chiar e supărată. Ca atunci când, nu știu, îți ia cineva ciocolata și nu vrea să ți-o mai dea înapoi. Chiar îs supărată. Unde au fugit ăștia aici? Nu știu. Dar erau pe undeva pe aici. Opa! Vezi suculețul, dar s-ar putea să fie cineva acolo, da? Da, testam Mai vine bușurile. cineva? Măcar l-au luat cu echipierul tău. Da. O și bătut pe cineva deja? O bătut oare? Da. Și mai este un Rico aici. Hopa, l-am Au murit ajutat. Chirico și aveți deja 4 power. Dar știi care e problema? Nu o echipă a murit până acum. Da, asta da. Cam ciudat, nu? Da, așa e la a doua.
Mor foarte greu echipele. Păi dacă când e unul, când e altul, știi, și tot revine. Hopa, suculețe, oare nu-i nimeni acolo la suculeț? Stai să vedem, să încercăm toate bușurile. Că de obicei când te duci să le iei, atunci ați dă bucata. Păi da, chiar nu era nimeni. Nu era nimeni, da. Vezi că s-a acolo un buș jos. S-a băgat cu echipierul tău pe bătaie. Și-a luat niște kill-uri acolo. Au murit cu echipierul tău, măcar sunteți pe showdown. Avea 14, n-aveam ce să fac. Și am ieșit de sub influența suculețului și asta a fost problema. Oricum ați ieșit pe locul 2 plus 7 trofee, forță. Ok, dar vreau să iau și un loc întâi. Cu cine să mă pun eu oare? Nu știu, pune-te cu cine vrei. Grea alegere, sincer. Curico. Curico, brico. Vreau să fie tot de distanță. Știi că te ajută mai mult. Oh, sunt cu Piper. Oh, forță. Am văzut cutiuță aici sus, mă duc și să o iau pe asta, că se îngrămădește toată lumea acolo în centru, știi? Yeah. Nu, să aveți grijă acum să nu cumva să vă bată ăștia. Sper că nu, sincer. Că, na, Piper nu prea rezistă în caz de ceva. Mhm. Mai era o cutiuță pe undeva. Uite că mergem după ea acolo sus. Ia repede și cutiuța. Am încercat bușul, ok. Avem 4. 4, wow, forță. E bine, nu? Da. Și a murit o echipă deja. Oh, ăla trebuie să moară, la Foxy. Dar are suculeț. Păi da, dar dacă îi dădeai o bucată, murea instant. Și da, mi-e frică. Acum nu merge. Fugi de acolo, fugi de acolo, fugi de acolo. Ma, și-o luat one shot. Și am ieșit pe locul 3. Mamă, plus 2 trofee. Sunt de pe plus, hai să mai dăm un match. Da, bun, hai. Hai să vedem dacă match-ul ăsta este cu noroc. Cu cine să mă pun eu? M-am tot pus cu persoane de distanță, mă pun cu Daryl. Pune-te cu Daryl, da, Daryl e fain. Și acum o să mai dau un match de solo și să sperăm că o să ies pe locul 1. Cu Daryl? Păi da. Cu butoiașul? Cu butoiașul, cu grăsanul. Hai să vedem. Da, și aia cutiuța, și asta e harta de vă pune așa în cerc. Și ce-ar fi fost trist? Să ne trezim că toți suntem Daryl. Aia, da. Și care ar fi fost trist? Adevărat. Era fain dacă aveai star power pe 8-bit. Să ai 2 vieți. Aoleu, am văzut un 8-bit. Pe cine să mă bag eu? Aștept să se bată ei. Vezi că uite-i Brock acolo sus? Da, nu e singur. Se mai bate cu cineva, așa că nu mă bag încă. Stai acolo, că dacă vine cineva, îi dai direct în freză. Uite cum e ăla. Aoleu, ăsta-i suculețul. Știu, dar nu trebuie să fugi. Ba da. Dacă fugi, te vede. Păi, dar de ce nu l-a nimeni cutiile? Nu știu, dar mai e cineva pe aici. E ciudat, nu? Așa că fi pe fază. E ciudat că nu le-a luat nimeni. Da, dar vezi că mai sunt pe aici. Ia și pe alte 2 repede. Colectează și acum du-te. Așa se fuge în stil Foxy. Cât are Brock-ul ăla? 1. Nu. Aolo, stai după ultima aia. Ultima ta, fugi. Bagă-te după ceva, degeaba te-ai dus acolo, că dacă ies de pe aștept internet, să mi se facă ultima ta, să pot fugi. Stai în bușul ăla acum. Acum. Sar pe ăla, nu pe ăla. Ioi, l-ai spart, bun. Stai puțin că spraf. Stai să-ți facă viața. Spraf, că nu mai am viață deloc. Și du-te acum aia repede aia. E, cum am colectat? Acum ai grijă, că e cineva în bușul ăsta sigur acolo jos. Cumva trebuie să ajungi și tu în bușul ăla. Da. L-ai spart, gata, nu mai fugi. Nu mai. Vezi că e suculețul acolo în stânga. Aoleu, că ies cu suculețul. Și ai câștigat, forță. Cât de tare! Nice, plus am ieșit pe locul 1, super! Nice. Mă, ce win! Super, super! Deci, Natasha, măcar sper că ne-a făcut mândri de noi, chiar dacă s-a întâmplat nenorocirea. Și dacă v-a plăcut acest episod, dați mare like, share și subscribe. Iar noi ne auzim ca de obicei data viitoare. Să aveți o zi minunată la școală, pa, pa. Și follow pe Instagram, foxy.insta, să nu uitați, pa, pa. Pa, pa.